Buna desfășurare a activităților și siguranța participanților la manifestările prilejuite de Ziua Națională vor fi asigurate în alba de peste 300 de jandarmi. Dintre aceștia, 120 fac parte din gruparea de jandarmi mobil Regele Ferdinand I din Târgu Mureș. Jandarmii vor avea în vedere manifestările de vineri și sâmbătă la care se așteaptă o prezență masivă a cetățenilor, situație în care este posibilă producerea de evenimente nedorite. Vineri, 30 noiembrie și sâmbătă, 1 decembrie, jandarmii vor fi prezenți pe timpul desfășurării ceremoniilor depunerii de coroane, primirii soliilor din cetățile de scaun ale Unirii, manifestărilor religioase și cultural-artistice dedicate Zilei Naționale, precum și pe timpul spectacolelor pirotehnice. Pentru prevenirea incidentelor, Inspectoratul de Jandarm Județean Alba recomandă populației să evite consumul excesiv de alcool, să nu dețină arme de orice fel, artificii sau petarde. În caz de incidente, apelul la numărul unic de urgențe 112 este soluția ideală de rezolvare a tuturor problemelor.